bun, blând, îngăduitor când trebuie, neșovăitor, hotărât la ceasul de grea cumpănă, moderat în haina exterioară, nicio pompă inutilă, nicio strălucire zadarnică, îl prezenta Barbu Ștefănescu de la Vrancea pe Gheorghe Grigore Cantacuzino, iar Nicolae Iorga adăuga, măreț fără a fi trufaș, avea un caracter de mare boier, nu un mare boier de azi prin bani și situații, ci marele boier peste situații și peste bani, avea o datorie de împlinit, de a ține sus numele împărătesc al Cantacuzinilor. După căderea Constantinopolului în mâinile turcilor, Cantacuzinii s-au risipit în lumea largă, unii dintre ei ajungând și în țările române. Este cazul lui Constantin Cantacuzino, mare postelnic în vremea lui Matei Basarab, înfățișat în această frumoasă frescă de la mănăstirea Horezu. Fiii și nepoții lui au jucat un rol însemnat în istoria țării românești. Ferban Vodă Cantacuzino, stolnicul Constantin, Constantin Vodă Brâncoveanul, Ștefan Vodă Cantacuzino. Un alt fiu al postelnicului, Drăghici, dragoman la curtea otomană, este strămoșul direct al lui Gheorghe Grigore Cantacuzino. Gheorghe Cantacuzino s-a născut la 22 septembrie 1837. Era fiul marelui vornic Grigore Cantacuzino și al Luxandrei Crețulescu. S-a bucurat de o educație aleasă, obținând în 1858 doctoratul în drept la Paris. Prin naștere, avere, studii, era îndreptățit să aspire la pozițiile și funcțiile cele mai înalte. Nu a alergat după ele, ci i-au venit în mod firesc, ca rezultat al constanței sale într-o politică de principii. Chiar dacă în tinerețe și-a dat ostentativ demisia din magistratură, în semn de protest față de lovitura de stat a lui Cuza Vodă, chiar dacă a luat parte activă la conspirația pentru înlăturarea acestuia, fiind adeptul aducerii pe tronul României a unei dinastii străine, Gheorghe Cantacuzino a fost un om temperat și onest, capabil să rămână fidel principiilor morale pe care și le-a fixat încă din tinerețe în clipele de meditație petrecute la Florești. Să trăiască cumpătat, să nu se lase amăgit de ambiții deșarte, să se ridice împotriva oricărei nedreptăți, să administreze cu înțelepciune averea moștenită și să o sporească, să urmeze tradiția familiei și să lupte pentru interesele țării. Gheorghe Cantacuzino iubea și respecta trecutul. S-a considerat depozitarul momentan al unui capital moral și material pe care trebuia să-l transmită urmașilor. A preluat arhiva întocmită de tatăl său și a îmbogățit-o cu noi documente românești, grecești, latinești, pe care le-a încredințat spre publicare lui Nicolae Iorga. De asemenea, editează în 1902 acest album al familiei Cantacuzino. Tot pe socoteala sa a mai tipărit operele lui Constantin Stolnicul, dar și frumosul manuscris pe care l-aveți în imagine, genealogia familiei Cantacuzino, aparținând banului Mihail Cantacuzino, manuscris păstrat în fondurile Bibliotecii Academiei Române. Întreaga viață a colecționat documente referitoare la neamul și țara sa, astfel încât arhiva a dobândit proporții impresionante. Multe dintre aceste hrisoave, unele dintre ele nepublicate, aflate în fondurile Bibliotecii Academiei Române și ale Arhivelor Naționale Istorice Centrale, dezvăluie grija pentru păstrarea și sporirea avutului familiei. Bogăția considerabilă a fost temelia necesară strălucirii numelui său istoric, dar a fost și izvorul unor acte de milostenie după datina creștinească a caselor boierești. Menționăm numai susținerea materială a școlilor românești din Macedonia și ctitorirea alături de soția sa, Ecaterina, la sfârșitul veacului trecut, a leagănului de copii, Sfânta Ecaterina, în funcțiune până astăzi. Aici s-a practicat o formă originală de ocrotire a copiilor. După un scurt stagiu în orfelinat, ei erau încredințați unor familii de țărani, bucurându-se în continuare de sprijinul Cantacuzinilor.
aveau posibilitatea să se dezvolte armonios și astfel să ajungă cetățeni de nădejde ai țării. Numele, bogăția, prestigiul i-au facilitat cariera politică. La numai 32 de ani a devenit primar al Bucureștilor, a fost deputat și senator, președinte al celor două camere, ministru în mai multe cabinete conservatoare. În martie 1899, după moartea lui Lascăr Catargi, a fost ales șef al Partidului Conservator, fiind chemat de regele Carol I să alcătuiască guvernul. Interesul statului român l-a urmărit și în rezolvarea problemei concesionării terenurilor petrolifere ale statului, deschisă încă din 1904. Pus în fața alternativei, concesionarea terenurilor către capitalul străin sau către o societate având capital românesc, a optat în favoarea celui din urmă. Avea însă și un interes propriu, întrucât investise foarte mult în afacerile cu petrol. Frământările din sânul guvernului și al Partidului Conservator, la care se adaugă grava chestiune agrară, au provocat căderea guvernului Cantacuzino. La 11 martie 1907, regele îi cere lui Gheorghe Cantacuzino demisia, însărcinându-l pe liberalul Dimitrie Sturza cu formarea noului cabinet. În aprilie 1907, Gheorghe Grigore Cantacuzino a încredințat cu inima curată și fără amărăciune conducerea Partidului Conservator lui Petre Pecar, fără însă a se retrage din viața politică. Gospodar de excepție al patrimoniului de familie, Gheorghe Grigore a căutat să dea o nouă strălucire numelui Cantacuzinilor și, asemenea înaintașilor săi, a ctitorit adevărate palate. De la această pictură aflată pe plafonul bibliotecii care înfățișează judecata de la 1669 a lui Stroie Leurdeanul, dușmanul familiei și pârul postelnicului Constantin, și până la portretele părintești, nababul a dorit să reînvie pentru sine și pentru contemporan o adevărată saga a familiei. Tot dintr-un sentiment al datoriei respectoase față de numele său, de ascendența sa, după cum susținea Iorga, a înălțat pe vasta moșie de la Bușteni castelul Zamora. Palatul este construit după planurile arhitectului Grigore Cerchez, în stil neoromânesc, utilizând și elemente brâncovenești autentice. Și aici regăsim fastuoase decorațiuni interioare, candelabre enorme, scări impozante, blazoane, vitralii multicolore. În marea sală de recepții se poate vedea impresionanta galerie de portrete înfățișând pe reprezentanții de seamă ai familiei. La apusul vieții, nababul s-a oprit asupra floreștilor, locul său de meditație și refugiu. Așa cum Brătianu avea Florica, iar Carp Țibăneștiul, Cantacuzino a găsit la Florești, în mijlocul naturii încântătoare și al amintirilor de familie, liniștea necesară rezolvării problemelor de stat. Aici a început construirea unui palat din cărămidă și piatră după modelul micului Trianon de la Versailles. El era destinat nepoatei sale Alice, poreclită domnița, de aici și numele de castelul domniței.
În 1913, Gheorghe Grigore a murit, iar palatul nu a fost niciodată definitiv terminat. Bombardat de zepelinele germane în vremea primului război mondial, jefuit, a fost în cele din urmă părăsit și ca urmare a certurilor de familie pe seama drepturilor de proprietate.